organele de poliție au venit de dimineață de la prima oră. Am stat cu dânsii de vorbă, niște oameni foarte mari. Ne-a pus câteva întrebări, am spus că nu facem, că facem ca dânsii, nu ne dăm înapoi. Nu ne răzbunăm, noi lăsăm poliția să-și facă datorie. Sunt organe de poliție și după lege așa facem. Sunt aici, că așa simt, că țin la omul ăsta, îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat, nu am cuvinte să spun cât de rău îmi pare, îi respect și țin la familia lui și sufăr alături de familia lui. După ce sute de oameni s-au îmbulzit în prima zi la priveghiul interlopului Emipian, polițiștii s-au mobilizat în forță. Elicopterele au survolat zona timp de mai multe ore, iar polițiștii au fost prezenți pe tot parcursul zilei, dar și după miezul nopții. Vreau să vă transmit faptul că ne aflăm în punctul de comandă al Poliției Capitalei. Am dispus încă de aseară măsuri suplimentare de a întări dispozitivul de menținere și asigurare a ordinii publice. În același timp desfășurăm multe activități de monitorizare și supraveghere a tuturor persoanelor care încalcă sau ar încerca să încalce prevederile legale. Cu siguranță, poliția este pregătită și poate gestiona orice fel de eveniment și orice fel de incident. Membrii familiei au ascultat sfaturile autorităților și au cumpărat aproximativ 2000 de măști de protecție pe care le-au pus la intrarea în casă. Mai mult, clanul Duduianu a anunțat că nu se va răzbuna și că așteaptă ca poliția să facă dreptate. De unde ați venit? Din Brăila, în calitate de... lider al clanului Motanu pe Brăila. Am venit cu o coroană de flori și cu candela pentru a-mi arăta respectul și prețuirea față de Emipian, față de familia Pian și mesajul meu pe care îl transmit față de toți cei care sunt aici, inclusiv față de familia Pian, este cât se poate de clar și scurt, Dumnezeu să-l ierte, nu-i nevoie acum de vreo răzbunare și așa mai departe. Ce mesaj aveți să-i transmiteți familiei? Condoleanțe. Condoleanțe, sunt niște prieteni foarte apropiați și mai ales e un prieten foarte bun cu mine, mă cunosc de foarte mulți ani, un caracter extraordinar, un om ok și spun eu că se merită să venim de la Craiova pentru asemenea oameni. Vreau să spun un lucru de Emipian. Cum vorbește lumea că e rău, că asta nu e adevărat. A fost bun, a fost om cu dulceață, cu caracter. Dacă era să nu fie iubit, nu mai era 5.000 de oameni aici. Se anunță o înmormântare cu mare fas la care sunt așteptate mii de persoane, motiv pentru care familia lui Emipian a stat de vorbă cu reprezentanții poliției pentru a stabili toate detaliile pentru ca totul să fie conform normelor în vigoare.